Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din MTA. Băi băieți, episodul acesta o să fie puțin mai greu. Avem noi aici un seria 6, un M6 ba chiar, nu este al nostru, în schimb trebuie să facem o tranzacție de 5 milioane de dolari. Se duc banii ăștia. Trebuie să cumpărăm ceva marfă de la un tip și apoi să o livrăm până în Grove Street. Și l-avem aici și pe fratele meu, Adelin, care s-a echipat cu un pistol. Ca să nu... Bă, ți-am zis, nu mă schimba la radio. Te joci la radio, vrei să te dau jos, nu? Nu, gata, așa. O să trebuiască să livrăm aia la Grove Street și să nu întâmplăm nicio problemuță pe acolo, pe drum. Și să vedem acum dacă e și de încredere tipul care vinde. Dăduse un anunț și am zis, băi, ok, hai să vedem care-i treaba. Ne întâlnim în parcare. Opa. Că nu frânează ăsta. Era un băiat aici, era să-l fac țândări. Dacă vreți să intrați și voi pe server, aveți în descriere. Și nu uitați să apăsați butonul și de like. Aici și parcare. Ia pornește GPS-ul la om. Aici dreapta, nu? Da, da, da. Ia uite-te după GPS-ul ăla. Băi, da, mașina asta e ca lumea tare. Și după ce livrăm marfa, poate o să avem și noi o mașinuță ceva mai exotic. Aici la dreapta zici, în parcarea asta, zici, parcă că ne așteaptă. Stai că e roșu, să nu ne facem probleme cu... Am luat cămașa mea Gucci. Luat cămașa Gucci? Mi-am luat hainele bune, știi? Da, hainele de duminică. Ironia sorții, chiar e duminică. Aici, în parcarea asta? Aici. Trebuie să găsim o dubă, am înțeles, nu? Din câte am înțeles, o dubă neagră. Neagră. Cred că e mai puțin importantă culoarea. Cred că e sus, nu? Cel mai probabil. Dar că nu trebuie să lovim mașina, că nu e nici a noastră, ne mai bat și ăștia. Pe aici. Ne bat. Vrei mașină de Don? Nu, vreau nicio mașină de Don. A, mă, Mihnea, ce faci acolo, băiatul meu? Merge driftul? N-auzi, mă, că mi-e frică, nu vreau să-l lovesc. Uite aici, ăsta e băiatul nostru. Da, 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 ăsta e. Fii atent, nu mă face de râs, bine? Bine, 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 bine. Hai, hai, hai. Salut. Salut. Păi, Adeline, taci. Salut, am venit aici, avem da. Banii. Ce-i skill-ul ăsta, mă? What? N-ai cum să fii serios când vezi skill-ul ăsta. Așa, ai marfa, ai totul bine? Da, 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 marfa în spate. Nu-l întreba cineva, nu-l interesează. E ok? Ai primit banii? E totul bine? Da, da, da. Bun, ai aici mașina, am înțeles că trebuie să ți-o lăsăm ca să poți să pleci. Da, da, da. Bun, hai, ai grijă la drum. Hai, mă, de linie, urcă. Ia uite, bă, ne-a dat mașina lovită. Bă, dar asta e de persoane, nu? Nu te-au băgat. Nu, nu vreau să știu. Hai să facem treaba și aia e. Cel mai bine, zic. Zic, da. Mergem la un magazin totul să ne luăm ceva? Mi-ar prinde bine, puțină mâncare. Am văzut Lamborghini-ul ăsta. Bă, ăsta ne urmărește, mă? Păi cred că ne urmărește, fii atent, fii cu ochii pe oglinda aia acolo. Care e puțin șuie, dar nu-i pe aici. Are mașină șmecheră. Senzor, alea. Stai, mă, așa, că vreau să văd cum se vede. Ah, stai, că... M-am mâncat piciorul. Stai, gata. A, pornim bare radio. Ia uite-l pe ăsta, așa, uite-l, mă, vezi ce înseamnă român? Până și bicicleta o pune pe două locuri de parcare. Nu știu ce am cumpărat, lasă, nu trebuie să știm ce am cumpărat. Marfa, atâta știm. Am avut banii să-i ducem și trebuie să o livrăm. Și când ne plătește? Păi nu putem să zicem, stai să te ascultat de taci odată. Da, și mergem la magazin aici. Unde avem un magazin apropiat? Ia, vezi pe GPS-ul ăla. Nu știu, stai să mă uit acum. Ia, vezi. Dă-i pe Waze. Stai să băgăm aici. Oleu, pe roșu am trecut.
Chong. Ce o fi? Mergi tot în față. Hai că îi dau tare. La, și aici pe la dreapta. Ia uiți, au băgat ăștia salariu. La stânga aici? Oh, e bun, e bun. Și aici dreapta. Avem loc? Stai, mă. Comandă în direct aici. Ah, uite, nu, nu, mergem aici. Au tăia la Mac. Frumos. Hai, bagă la Mac Drive sau avem loc? Ar trebui să avem loc. Aici. Gata, mă, mult mai bine așa, altă viață. Hai să mergem, mergem direct. Nu se iau... nu se iau pe prima rută. Că pe acolo întâlnim mai des. Gamuri. Bă, peste tot, dar vedem noi cum facem. Plătim, mai am mai ceva niște bani rămași. Dacă e să fie cineva, dar nu cred că e la ora asta, da? E de echipajul sau ceva. Cred că v-am pierdut pe aici, mă. Ba nu, ba nu, ba nu. Nu, 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 cred că mă descurc, stai așa că știu străzile astea. Sper. Stai că mă, e pe GPS. Da, m-am învârtit, bine de tot. E bine că ne-a dat-o cu rezervorul plin, măcar. Da, da, da. Bă, dar fuge ceva dubița asta. Ce vrei, tati, blană. Aici? Nu, tot în față, fii atent, tot în față, mi se pare. Uliu, mama e... A, da, și aici, stânga și dreapta, am ieșit direct pe... pe bulevard. Ăla-i, mă... Ia, uite, seria 7, frumos, acolo. Gri. Oh, oh. Lasă, frate, ajungem și noi câte o dată acolo. Frate... Frate... Mai era un seria 7, intra pe un pod acolo. Hai că-i 200, mergem. Mergem bine. Pă, uite mașini aici. Da. Și azi ce vrei să faci după? Ce ți-ai mai făcut cu Loganul? Bă, MCV. MCV-ul? Păi, nimic. Am înțeles că mi-ai și lovit mașina. Că i-ai dat daună totală la bar. Deci fii atent, ține minte, ăsta e primul pod. Așa. Că trebuie să știm pe unde ieșim. Că ni s-au dat acolo instrucțiuni și ca să ne ferim. Stai, pe aici, o, facem pe aici așa că n-avem timp de sens. 120? Stai că trebuie să fugim noi pe sensul celălalt, că e nasol. Da, da, da. Deci ăsta e al doilea pod. Pe al treilea pod trebuie să ieșim noi. Ține minte, bine? Hai să pornim luminile să nu ne ia cineva. Tot s-a lăsat noaptea pe aici. Uite pe podul ăsta, facem aici pe dreapta, nu? Așa, da, da, da. Ăla-i. Hai că merge bine, Waze-ul ăsta. Opa. Da, hai, calco, calco. Da, aici, ok. Ce facem, Adeline? Nu știu, nu știu, hai. Bună seara! Eu, agent principal, Pademirel. Da. Vreau să fac și un control. Vreți să vă prezint actele sau control la vehicul? Vehicul, la... Ia, frate, frate, actele de-aici. Mai întâi actele. Ia. Da, așa. Ia, dă-le încă. Ia, stați puțin așa că... Ia, coboară puțin. Bă, fii atent. Așa. Cos pistolul ăla, ăla cu negru. Că ăla pare să fie șeful, da? Da. Și la meninți. Și le zice acolo să stea pe loc și după scoți, urci, urci mașina încet.
Vezi că-s pistolul pe geam, bine? Dacă s-a mișcat ăla în altul, tragi. Hai, dă-i. Mâinile sus. Mâinile sus și tu. Și tu, ridică-le, dacă vă mișcați, trage. Urcă, 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 urcă. Trag. Urcă-mă rapid, hai că n-avem timp. Mai fi fioros. Așa. Gata, gata, hai că trebuie să ne mișcăm rapid. S-a suit de mașină, s-a suit de mașină, dă-i talpă. Trebuie să scăpăm de ei cumva. Pe ce drum? Nu. Păi s-ar aștepta să o luăm pe acolo. Am o idee să ne ascundem rapid. Că dacă treci, sigur o să treacă cu viteză. Rămânem puțin aici, dă-te jos. Hai că te-ai descurcat, a fost bine. Hai să stim farurile. Să-mi zici dacă-i vezi. Eu zi. Trec pe aici? Am auzit. Cred că au luat-o pe acolo unde se așteptau. O să luăm. Bun, ne mișcăm repede, mergem la grăv, acolo lăsăm și plecăm, nu stăm. Hai, repede, te-i zi. Haide. Opa. Stai că porni radio. Gata. Hai să ne grăbim, Adrianuș, că am dat de necaz. Dacă ne prinde ea. Nu ne prinde, o taci. Dar presupun că au dat în urmărire deja după, trebuie să scăpăm rapid de ea, o lăsăm acolo. Plecăm. Chiar dacă e cineva să ia pachetul sau nu, plecăm, nu stăm. Până la urmă am avut treaba doar să aducem mașina. Nu să și așteptăm după cineva. Ar trebui să mă feresc probabil de străzile astea. De fapt, să o luăm așa mult mai rapid. Nu s-ar aștepta să mergem exact pe drumurile astea. Bă, ce se aude, mă? Sunt ăștia în spatele meu. Trage. Sunt în cealaltă direcție, Adeline. Cealaltă direcție. Gata, au plecat. Stai, ne-au depășit pur și simplu, nu a dat să mă oprească. Ceva nu e bine. Pe aici e fix secția de poliție. Stai, mă, vină înapoi. Secția sau ce era? Era înainte, parcă... Arest? Hai că luăm pe aici. Trebuie imediat în grăv, strici și o lăsăm acolo. Dar n-avem o mașină să plecăm sau ceva? Nu știu, fugim pe undeva. Vedem noi, mai e până acolo. Prima dată să ajungem, mai e puțin. Aici. Nu ar trebui să o lăsăm. Nu știu, oriunde. Lasă-o în mijlocul străzii.